În Duminica Sfintei Cruci, înalt preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a săvârșit Sfânta Liturghie în Catedrala Arhiepiscopală Sfinții Apostol Petru și Pavel din Constanța. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit credincioșilor despre Sfânta Cruce, semnul cel mai puternic care izbăvește de toate răutățile și ispitele care vin asupra noastră. Iată, în această a treia duminică Apostolului Mare, Sfânta Biserică ne pune înainte semnul cel mai puternic, semnul de biruință Sfânta Cruce, care este cu adevărat noul pom al vieții, se cuprinde și vechiul pom care s-a uscat, dar noul pom a odrăslit. Și iată, Sfânta Cruce ne este nouă semnul cel mai puternic care ne izbăvește de toate răutățile și de toate ispitele ce vin asupra noastră. Ați lua crucea și a urma lui Hristos însemnează mai întâi a te lepăda de tine însuți. De ce trebuie să ne lepădăm? De omul cel vechi, cum spune Sfântul Apostol Pavel, de toate patimile și de toate dezmerdările trupești cele vinovate. Și lepădând toate acestea, să-i facem locul lui Hristos în sufletul și în inima noastră. Duminica Sfintei Cruci, așezată de biserică în mijlocul postului mare, are rolul de a ne întări duhovnicește în lupta cu propriile patimi, avându-l ca exemplu pe Iisus Hristos, care, nevinovat fiind, a pătimit pe cruce.